În principiu, lotul este definitivat. Da, sunt 6 jucătoare străine și lotul este completat cu jucătoare din România. În momentul ăsta avem lotul complet. Regina basketului românesc, CSM Târgoviște, s-a descurcat bine în această vară pe piața transferurilor, având în spate sancțiunea dictată de FIBA, prin care îi este interzisă prezența în cupele europene, dar și transferurile jucătoarelor din campionatele străine. În primul meci oficial din 16 septembrie împotriva marii rivale Universitatea, Goldi și Cimarad, din Supercupa României, meci programat la Arena de Basket din București, tehnicianul Dan Feșeriu se va putea baza pe următoarele jucătoare: americancele Chrissy Givens, Portia Poole, Khadija Whittington, Monique Cocker, Jasmine Watson, dar și pe româncele Ancuța Stoienescu, Andreea Huțanu, Raluca Alecu, Elena Dincă, Selena Kimber și Claudia Ușurelu. Oficialii clubului târgoviștean au anunțat că cea de-a 12-a jucătoare va fi Portia Green. Au ajuns toate americancele la Târgoviște? Se desfășoară antrenamente în formula completă? Nu, din diverse motive, însă obiective, nu subiective, însă sunt convins că până când va începe sezonul, în proporție de 99% lotul va fi complet, urmând să, dacă vor mai apărea probleme la ajungerea jucătoarelor aici, să se rezolve într-un timp cât mai scurt. Oricum, timpul nu e foarte lung, fără discuție, pentru că, așa cum bine știți, săptămâna viitoare jucăm pe 16 septembrie, jucăm Supercupa României cu ICI Marad pe parchetul sălii Arena de Basket din București. Văd, e prima ediție și bineînțeles că Târgoviștea își propune să o câștige din calitate de campion al României. Însă până atunci, CSM Târgoviște va disputa 2 jocuri de verificare, joi și vineri, în compania celor de la CSU Alba Iulia, pe terenul Ardelencelor. La fel ca și Aradul, CSM s-a reunit luni pe 1 septembrie.